Bun găsit, prieteni! În această seară vă prilejuim o întâlnire cu o doamnă a scenei românești. O doamnă care a slujit timp de 5 decenii lumea teatrului ieșean. Sărut mâna! Bine ați venit! Bine. Vă rog să luați loc. Nu este ușor să descrii jocul acestei actrițe. Este o adevărată ingenuă, în înțelesul cel mai bun al cuvântului. O interpretă caracterizată prin credință în tot ceea ce spune pe scenă, prin forță și puritate. Doamnă Cornelia Gheorghiu, măgulitoare aceste cuvinte ale unui valoros om de teatru, cum a fost criticul Valentin Silvestru. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această caracterizare? Desigur că semnătura lui Valentin Silvestru în tinerețea mea pe mine m-a impresionat foarte mult și m-a tușat cumva și m-a dat încredere. Dar care n-a durat mult, pentru că meseria noastră este foarte complicată. Noi murim în fiecare seară. Și cum se spun? Trăiți și muriți în fiecare seară. Trăim, dar murim în fiecare seară. Dar contează ce avem noi în suflet. Și cum spune Exupéry, limpede pesc cu inima. Și atunci noi intrăm în scenă cu inima deschisă și sperăm ca spectatorul care este în sală, când pleacă acasă, să plece cu o bucățică din inima mea și pe drum să mai vorbească, să-l mai urmărească încă ce a văzut el la teatru. Și meseria noastră este foarte grea. Și este, nu o glumă, o poveste, că meseria de actor este ca un râu de smoală, clocotit și care trebuie traversat. Și pe margine stă un savant, un actor și un regizor. Eu ce fac? Eu mă arunc. Mă arunc și trec prin smoala fiartă. Eu sunt omul care mă arunc și le iau și pe regizor de mână. Fără regizor nu se poate. Reclam regizorul cu R mare. Adică eu personal pot să spun că am avut Dumnezeul meu, am avut un noroc, că am avut parte de regizori foarte buni. V-am văzut într-o serie de spectacole înainte de 1989, pe scena Naționalului Ieșean, și simțeam că aveți ceva misterios în jocul dumneavoastră,
descoperindu-vă și apoi, după 1989, o aureolă de asemenea enigmatică. E adevărat? Sunt cuvinte prea mari. Sau așa am simțit eu. Nu-mi dau seama, dar pentru mine acum sunt cuvinte foarte mari. Misterios. E așa de Greta Garbo. Sunt un om obișnuit. Sunt căsătorită. Am un soț normal care a reușit să mă înțeleagă toate frământările și toate nebuniile meserii mele. Am o fată chimistă. Am doi nepoți, unul mare în clasa 12-a și dă bacalaureatul și am un bolovan în buză cu bacalaureatul și examen la matura facultate. Unul mai militel de 13 ani. Adică sunt un om absolut normal. Dar dincolo de toate aceste lucruri lumești... Paralel este meseria care... Ați înnobilat-o prin prezența dumneavoastră pe scenă. Și aș vrea să constat că prin rolurile pe care le-ați făcut, ați depășit provincialismul. E o teamă pentru actorul de provincie față de scena capitalei, unde se spune că lucrurile funcționează la parametri cei mai înalți. Dumneavoastră ați trăit la Iași o viață, o trăiți la Iași viața dumneavoastră, dar ați fost un actor căutat de regizorii mari ai țării și nu numai. Domnul Ilie Grămadă, eram în anul 4 și a venit în decembrie la București și a vorbit cu Costache Antoniu, nimeni nu știe de el. Era rector, un mare actor, Costache Antoniu, care a fost și rectorul Institutului de Artă Teatrală și cinematografie. Și a cerut o fată. Eu, mă rog, eram șefă de promoție, aveam în anul 4 o bursă republicană și eram foarte fericită. Și m-a chemat pe mine și în gândul meu zic, vai, ce mă cheamă pe mine, ce am făcut? Și îl cunosc pe domnul Grămadă, care îmi spune, dragă, am nevoie de o fată, vrei să vii la Iași? Și noi atunci am învățat să plecăm în provincie, pentru că sigur nu, eu eram bucureșteancă, că nu au nevoie de noi. Trebuie această precizare. Și, da. Și locuiați pe strada 7. Pe strada J, numărul 7. Pe aceea stradă s-a născut și Ștefan Iordache și noi când ne-am făcut mari, ne întâlneam și spunea, ce mai faci, doamnă J? Bine, domnul J. Și glumeam și ne aminteam de strada noastră, care acum e pulbere. Neștiind atunci în copilărie că veci ajunge amândoi mari actori. El era mai tânăr decât mine cu 3 ani. Și el după aia a intrat la teatru. Și... Directorul Teatrului Național din Iași, Ilie Grămadă, vă dorea la Iași. Ilie Grămadă a vrut să ia fata cea mai bună. Și m-a luat. Și când s-a terminat facultatea, adică înainte, a venit o dispoziție ca seria noastră să meargă la Târgu Mureș, să deschidă secția română în Târgu Mureș, când era regiunea autonomă maghiară. Lucru foarte greu. Eu n-am mers cu colegii mei, dar îmi ținut de cuvânt și m-am dus la Iași. Și nebună cum sunt, sunt puțin nebună, am luat avionul. Am dus cu avionul la Iași. În 1962. În 1962, da. Și domnul Grămadă, teatrul nostru, era... nu avea mașină. Cum să aibă mașină? Și a găsit un aro la o întreprindere și a venit cu un aro. Și mie puțin îmi păsa că era aro. Am mers cu mașina. Și m-a dus în casa în care urma să stau. Hai la teatru, că eram venisem la prânz. Și la teatru, când am intrat în teatru și am văzut candelabru, m-am îndrăgostit de candelabru. Ăsta a fost primul șoc. După asta... Și acesta să fie secretul faptului că de 51 de ani ați rămas nu, la Iași? Este un secret, dar rămâne. Adică după asta s-au adăugat lucruri. Familia cum a văzut această deplasare? M-am căsătorit în anul următor. Domnul Călăgoriță a fost foarte insistent și... Un alt secret, poate, da, al rămânerii la Iași? Da, și m-am căsătorit în anul următor, și în 63, și în 65 am născut. Și dintr-o dată m-am așezat. Erau, de fapt, elemente ale temeliei vieții dumneavoastră. Iar după 3 ani s-a dat drumul la puteți să dai concurs la teatru. Dar eu eram însărcinată și aveam o sarcină mică, dar mi-era jenă. Deja în 3 ani eu jucase mult la teatru național și ziarele din București scriau mult de mine. Deci, cum sunt dovadă că Pintilie, jucam atunci
vrăjitoarele din Salem Abigail, un rol contra amploa, și dă telefon după mine și domnul director ajung Miscovici îi spune la Piatra Neamț și el a venit la Piatra Neamț după mine și secretarul literar îmi spune în pauză vii la mine și vorbești cu Pintilie, nici nu știam, el nu făcuse încă nimic. Și îl cunosc și îmi spune, te dragă, fac un film și fac mai multe perechi și o să te rog să vină. Și eram pereche cu Iordache. Zic, Iordache, prietenul meu, colegul meu, nu știu ce. Și am rămas, erau mai multe perechi din țară și am rămas două perechi. Pe de o parte Irina Petrescu cu Dan Nuțu, care era student în anul 4, și eu cu Iordache. Dar domnul Pintilie, fiind totuși debutant în film, în scenariu, Irina Petrescu era pe val și era mare actriță, s-a temut să meargă cu o debutantă, deși el auzise de mine, citise de mine și de-aia a venit și m-a căutat. Și a preferat să ia... După aia am aflat de la sora lui că el, de fapt, vrea să joc eu cu Dan Nuțu, dar era prea de tot. Doamna și atunci, cum se cheamă... Sentimentul ăsta de provincialism era dispărut la mine de 3 ani. Din start. Dintre 3 ani, pentru că eu eram cunoscută în București și mă cunoșteau mari actori și știau cine sunt. Și eu nu știam. Cred că nu știam ce e aia provincie. Cu atât mai mult cu cât aici, la Teatrul Național din Iași, când ați venit, ați intrat într-un colectiv din care făceau parte mari actori precum Miluță Gheorghiu, Ane Brăiescu. Stop. Acum trebuie neapărat să vă spun cu mare durere, dar cu un realism. Trebuie să vă spun mai întâi o poveste, că asta e poveste. Sunt oameni de 30 de ani, de 40 de ani, care nu au auzit de Miluță Gheorghiu. Ceea ce mie mi se pare o crimă. Eu, venind în Iași, m-am dus la auzisem de Miluță. Și m-am dus la Teatrul Baia de Bară, care încă mai era, și am văzut piesa și am în rândul tâi. Și în actul 2, ea, că după aia vorbeam de el, numai cu ea. Ea avea o scenă în actul 2, în oglindă, în care se coafa, își făcea frefarda și era atât de femeie, încât am început să plâng. Am început să plâng de emoții, adică nu vrea să cred că e o magie, că e un mister, o magie, nu mister, era o magie, un miracol. După care m-am dus la fiecare spectacol în teatru și eu am văzut toate spectacolele cu Chirița, uitându-mă la ea și în actul 2 eu plângeam. Adică starea mea de spirit s-a păstrat, pentru că îmi dădeam seama că eram în fața unei magii. Și această magie... Trebuie să o spun acum, în poveste. Am avut premieră. La început am intrat într-un rol de figurație, într-o piesă, într-o poveste cu Margareta Baciu, era o vrăjitoare și erau acolo 5 vrăjitoare mici cu câteva replici și am tratat în rol cu unea care se pensionase. Și am spus acolo 3 replici cu emoții. Dar am primit și eu un rol principal pe 13 decembrie, după cum scrie. Și după premieră, primesc, vine domnul Miluță la mine la cabină și îmi dă această fotografie care se vede că e veche, cu Teatrul Național, pe care scrie 13 decembrie 62, premieră Bulevardul Leningradului. S-a născut o stea. În această seară s-a născut o stea. Steaua Cookie. Iscălit Miluță. Dar cum? Și-am înnebunit. Adică idolul meu, omul, ea, femeia aia, omul, bărbatul ăla, vine și îmi dă o asemenea... Actorul. Îmi dă o asemenea comoară, a fost pentru mine. Și asta intră în prima poveste. Lucru ne conturează și modul cum ați fost primit în teatru. Deci da, Miluță Gheorghiu s-a manifestat în acest fel, dar mai erau și alți actori mari. Eu nu-l cunoscusem pe Miluță Gheorghiu. El a fost la premieră și m-a văzut și mi-a plăcut. Și a simțit că s-a născut o stea, adică a spus cuvinte mari. Și să continui povestea. Urmează Margareta Baciu, fosta lui soție, care după 3-4 ani, nu știu câți ani împlinea de vârstă, de ani de teatru, ceva, nu mai țin minte. Și trebuia neapărat să joace Mahmut Butăr Curaj, care a fost un mare spectacol al ei.
Dar plecase Gilda Marinescu, o altă mare actriță a Teatrului Național, a plecat la Bulandra, a plecat la București și n-aveau muta, Gilda Marinescu și-au muta. Și vine Mauriciu Secler, actor la TES, care știa Brecht, și vine în teatru și mă vede și mă distribuie. Și îmi dă muta. Și joc lângă Margareta Baciu, alt monstru, de care mi-era și frică. Dar era o fire veselă, populară, mă lua mereu în brațe și, cum să spun, nu că mi-a arătat ce făceam Gilda, dar, cum să spun, era totul plin de viață și m-am simțit foarte bine la reluare. Sunt mândră că, în final, când colegul meu, Costin, mă împușca, mi-am făcut eu o cădere cu spatele, eram pe un acoperiș de casă, și mi-am făcut eu o cădere cu spatele și jumătate de trup era în jos și cu mâinile în jos și dădea foarte frumos așa ca imagine. Dar în rest, cum să spun, m-am simțit foarte bine și toată lumea, eram în brațele lor, eram adoptată. Și era foarte greu să intri într-un rol în care cineva cu câțiva ani a jucat și ei să reia spectacolul. Adică pentru mine era foarte greu și pentru ei. Și al treilea om, Ani Brăieschi. Care Ani Brăieschi era altfel decât Margareta Baciu. Era ceea ce numim noi sânge albastru. Era o doamnă elegantă, o doamnă veritabilă, care juca numai rolul de doamnă, care... Și care la premiera asta, în care mi s-a dat mie rolul contra-amploa Virgilia Abigail din Brășoara din Salem, îmi oferă o cutiuță veche și îmi spune, dragă, aici este evantaiul care l-am primit eu de la Aglaie Pruteanu și a zis că eu sunt urmașa ei și eu îl țin în sertar și eu zic că tu ești urmașa mea și îți dau evantaiul. Bineînțeles că am înnebunit, am deschis evantaiul și evantaiul era așa ca un fel roz. Și era ca un fel de pânză de păianjen, dar nu pânză de păianjen, dar așa cu mici găuri, era superb. Și a stat mulți ani la mine în sertar și dintr-o dată am zis, Doamne, ce să stai la mine în sertar? Hai să-l dau la muzeu. Muzeul exista atunci. Și la muzeu l-a pus într-un raf și scria acolo Aglaie Pruteanu, Liniuță Ani Brăiescu, Liniuță Cornelia Gheorghiu, știi? Și asta făcea plăcere. Dar Ani Brăieschi nu s-a terminat. După altă premieră, mă bănuiesc că vine și mi-aduce un cordon de argint rusesc, care îl primise ea cadou de la Bruno Brăieschi, actor polonez care murise tânăr și era iubirea vieții ei și ea nu s-a mai căsătorit. Și era superb cordonul ăla și pe vremea doamnei Brăieschi, pe vremea aceea, actorii își făceau costumele. Și ea mi-a spus, zice, să-l pui așa când ai să-ți faci o rochie elegantă. Ei, dar vremea mea se făceau rochii de teatru. Și prima oară am purtat în Sâmbătă Veritas, unde eram o doamnă foarte sobră și tristă și, mă rog, părăsită de iubit, adică așa. Intram eu mai Sâmbătă la Veritas, o piesă scrisă de Mircea Radu Iacoban, care m-a rămas prietenă. Și aveam o rochie neagră, adică am foarte sobră. Și puneam cordonul și cordonul pur și simplu atrăgea atenția pentru că se încheia cu o pafta turcească și cu neatagan. Și cordonul era așa gros și gros ca greu, adică masiv. Era o valoare, adică cum nu știu cât ar costa într-un anticariat. L-am dăruit fiicei mele cum trebuia să o fac. Doamna Cornelia Gheorghiu, sigur, aceste întâmplări au confirmat susținerea de care vă bucurați din partea marilor actori ai Teatrului Național din Iași. Care a fost rolul de început care v-a propulsat spre înălțimile teatrului? Iarăși domnul Ilie Grămadă a avut curajul să aducă doi regizori mari care politic erau încă nu puteau juca. Și era Crin Todorescu și Zorana Coroamă. Și Crin Todorescu, ei s-au aruncat asupra numelor mari de piese de teatru. Au lăsat ce era în urmă. Și a pus Noaptea Regilor.
Și mi-a dat să joc viola. Lucru care nu mă așteptam, adică mi-era frică, adică mie mi-e frică de un rol, întotdeauna... La Shakespeare. Nu Shakespeare, dar sigur că Shakespeare, dar e în fața fiecărui rol, mi-e frică ca la o debutantă, mi-e frică până când reușesc. Dar domnul Crin Teodorescu, pe care îl iubeam, îl cunoșteam așa de bine și știam, nu făcea observații, dar știam că lui nu-i place ceva, își îndrepta ochelare pe nas. Și atunci nu era ceva și atunci, nu știu cum, dintr-un cuvânt îl înțelegeam. Și pur și simplu m-a vrut. Și aveam și doi parteneri foarte buni. Adina Popa era ducesa și Orsino era Mircea Finchelescu, care a fost un mare actor evreu și care a plecat în Israel și a murit, nu are importanță, dar doi actori foarte buni, doi parteneri foarte buni. Și a apărut cronică în București, în România Literară, semnată de Costel Paraschivescu, în care a spus ceva care nu am dat seama. Că cu mine, pentru prima oară, Crin Teodorescu a reușit să, dintr-un paj îndrăgostit, să fiu paj îndrăgostit de un bărbat și paj îndrăgostit de o femeie. Deci să fiu fată când eram, vorbeam cu băiat, când vorbeam cu ducesa, și băiat, când, fată, când vorbeam cu ducele. Chestii care eu n-am reușit, nu mi-am dat seama, dar și-a dat seama cronicarul. Și viola pentru mine, într-adevăr, a fost un lucru deosebit. Era un rol de travestie. Cu tot, cu travestiul ăsta și făcut în asemenea, fel nemai făcut de altcineva, încât pentru mine, iarăși, ziarele din București au explodat. Pentru că atunci, pe vremea aceea, presa din București venea foarte des la Iași. Dar marea dragoste a rolurilor dumneavoastră a plecat de la Ioana D'Arc și de la destinul ei istoric. Mare și... Ioana D'Arc, Oleg și de Bertolt Brecht, cam în spate trei Bertolt Brecht, lucru foarte greu și... foarte rar și în zilele noastre nu se mai joacă, nu știu din ce cauză, pentru că cel puțin a făcut rolul de femeie extraordinare. Am iubit de când m-am știut, de când am auzit, de când m-am făcut mică, am auzit de Ioana D'Arc. Și am iubit-o pentru faptul că s-a lăsat arsă pe rug pentru credință. Credință devenind, fiind pentru mine cuvântul principal de existență în teatru și care l-am transmis și studenților. Și a venit un regizor, au venit doi regizori germani. Unul care a pus Viața lui Galilei și Galilei era Teofil Vâlcu și era fica lui. Și fica lui, care tânără rogodită, e părăsită din cauza de tată, iar eu stau lângă tata, fată bătrână, până la sfârșitul piesei și rămân lângă el. Și pentru mine Brechtul ăsta, făcut de Benevit din Weimar, era un lucru foarte mare. Și după asta ne-am dus în turneu la Weimar cu piesa lui și a fost un lucru foarte mare. Mergeam cu Brecht acasă la Brecht. Și... montată de un regizor și, din țara dramaturgului. Și era un regizor deosebit, pentru că el nu punea decât Brecht și Shakespeare. Dar era tipul care trăia în RDG, dar care avea voie să plece și în străinătate. Și îmi trimitea vederi din Sri Lanka, îmi trimitea vederi din foarte multe țări în care el pleca și punea piese și venea înapoi și era asemenea mare regizor în care RDG-ul îi dădea voie să plece. Cu ce l-ați impresionat în jocul dumneavoastră? Cred că cu devotament. Și odată eram petița mea mică și eram supărată și a întrebat Sufleuza. Sufleuza era cea care știa limba germană și ne traducea. Întreabă, ce are cuchii de ce supărată? Fata e bolnavă. Și a doua zi mi-a adus un caiet, o carte cu desene și cu cu creioane colorate și scrie acolo fiur pe pembe Otfritz. Și eu am rămas, cum să spun, pe el l-a impresionat pe pembe.
Pentru că când am mers în Germania și după spectacol, a fost un succes superb, adică nemții ne-au luat în brațe. Nu mai spun. Și a doua zi a venit și mai de acasă și m-a dus într-un magazin. Și noi pe prima aceea nu știam, magazinii erau magazinii noastre. M-a dus într-un magazin numai de păpuși, de jucării. Și îmi spune, alege pentru Pepembe, fiul Pepembe. N-am îndrăznit și a ales el o păpușă cu care mișca ochii, mișca mâinile, ceva ne-a mai pomenit. Păpușă care la Berlin, la lift, am uitat-o la un lift și am găsit-o noaptea în același loc. După Galilei, pus de Benevit, a venit alt regizor din Dresda. Un domn mai serios, mai... Și a dat concurs. După fotografii, a ales 3 fotografii, n-are importanță cele 2, dar m-a ales pe mine. Și citeam un fragment, o foaie. Și m-a ales. Fericirea mea a fost superbă. Acum, Sfânta Ioana Abatoarelor nu mai semăna, adică era o Sfânta Ioana Abatoarelor contemporană. Ea era, avea o mică, avea 5 fete de Armata Salvării și ea mergea printre muncitori, își dădea mâncare și apă și ajungea până la boierul cel mai mare, până la cel mai mare puternic om bogat și acolo preda ea pentru... Și nu câștiga nimic și avea în final moartea și țin minte că în final, cu un coșuată de muncitori și de echipa mea de Armata Salvării, în genunchi spuneam un monolog foarte frumos. Teroarea există acolo unde există teroare și omul există acolo unde există om. Sunt cuvinte care merită să țin minte. Și bineînțeles că ne-am dus și cu Sfânta Ioana la întâi la Berlin, la Wiener Ensemble. La mama lui Brecht acolo, la Brecht acasă. Și pur și simplu, ei, Brecht e altfel, Brecht este mai rece. Brecht nu povestește, spune, dar în jocul lui este o fel de declarație. Nu dă niciun pic de suflet. Dar eu, care sunt eu cu tot nebună, am strecurat acolo puțin suflet în Ioana care o iubeam. Ei, și nemții au iubit sufletul ăla. Și pe urmă am jucat la Dresda, orașului care era regizorul, și aceeași dragoste. Și acolo am primit prima orhidee. Eu nu știam ce ea, decât orhidee din poze. Și am primit o orhidee într-o cutiuță. Și pentru mine sunt legături din astea sentimentale. Orhidee, Dresda... Regizorul, un mare regizor care mi-a tăruit o orhidee pentru acea Ioana d'Arc. Și în acest fel vă consolidați poziția între actorii Teatrului Național din Iași. Eu revin cu o întrebare. Nu vă tenta totuși scena Teatrului Național din București, al Teatrului Bulandra, al Teatrului Notara? Ce se întâmplă? După ce m-am căsătorit și am făcut și un copil, era mai greu să mă mult așa cu toată familia. Deci mama și tata era acolo. Eu am loc de venit la Ghencea. Profesorul Călugărița nu era tentat în București? Nu. Ce se întâmplă cu piesele astea? Numele meu deja spărgea provincia. Și eu nu mai trăiam. Pentru mine nu exista provincie. Pentru că toate premierele astea erau scrise în România Literară, în Contemporanul. Evenimentele de la Iași erau reflectate în presa culturală națională. Da. Erau evenimente mari de teatru, care imediat erau... și eu mă duceam la București și mă cunoșteau toți actorii și eram la egalitate, adică nu conta, adică nu m-a interesat și n-a contat niciodată provincia pentru mine. Vă trăiați, de fapt, destinul în același plan cu colegii din capitală. Da. Nu am știut niciodată. Nu am cunoscut sentimentul de provincie. Eu, când Bucureștiul era plin de praf și de nenorocea Ceaușescu, eu mă duceam acasă la mine la București. Și iubeam la fel. Și acum iubesc la fel. Adică iubirea mea pentru orașul, cum îți iubești satul, nu? Am loc de veci la Ghencea, acolo sunt bunicii, sunt mama și tata, adică acolo mă duc în fiecare an.
Adică legăturile mele sunt sufletești. Pot să îndrăznesc, Bucureștiul e în mintea dumneavoastră, iar Iașiul e în inimă? Sau amândouă Iașu, sunt nu, în inimă? Nu. Iașiul are pentru mine niște secrete. Adică nu tot. Casa Bogor. Casa Bogor în care mă duceam și iubeam teracota aia și în care am spus multe versuri. Mi-e place să spun versuri și am fost chemată mult să spun versuri. Și la Casa Bogor spuneam multe versuri. Și acolo am cunoscut-o pe Ana Brandiana și am de la Ana Brandiana un autograf superb, o carte de aia. Și dar având timpul limitat, nu îl mai citesc, dar am autograf de Ana Brandiana. Adică, cum se spun, Casa Bogor era pentru mine o a doua casă. Mă duc să mă plimb și mă duc și stau acolo și mă duc și... Pe urmă, bisericile. Bisericile sunt de neuitat. M-am auzit că oraș cel mai multe biserici. De la eu stau în blocul Gulliver și de la mine, la fereastră, văd 5 biserici. Adică, bisericile sunt superbe. Pe urmă, 3 ierarhii. Mitropolia. Și nu la sfârșit teatru. Nu la sfârșit teatru cu candelabrului. Aveți un sentiment al statorniciei. Mă gândesc la faptul că ați venit la Iași și ați rămas aici definitiv. Da. Mă gândesc că aveți o locuință de multă vreme în centrul orașului și nu ați renunțat la ea, deși posibilități erau de mai bine, poate? Acolo, în primul an, am stat într-o singură cameră, în celelalte două camere stau doi colegi. După aia, două camere, încă un coleg, după aia m-am mutat în alt apartament, tot acolo, într-o cameră, am făcut copil. Cu mare greutate am reușit să mă întorc înapoi în prim apartament cu 3 camere. Adică eu acolo, ani de zile, am stat și am rotit etajul la 7 de nu știu câte ori. Pentru că atunci așa erau vremurile, nu dădea unui absolvent o singură cameră. Și era Virgil Costin căsătorit care stătea cu soția într-o singură cameră. Adică v-ați făcut mulți prieteni la ea și am auzit permanent... Ce mai făcut grămadă foarte bine. După ce a chemat cei doi mari actori, a început să cheme tineri regizori. Și a chemat-o pe Cătălina Buzoian, care în premieră, în diploma ei, era pe Scrușu. Anca Ovanes. Cristian Hagiculea, care tot așa în premieră, în debut, a dat Tangole, Morojec și Acești nebuni pătarnici. Și, cum să spun, jucam în toate și a adus și un colectiv de actori. Emil Coșeru, Petrică Ciubotaru, Violeta Popescu, Sergiu Tudose, Petrică Ciubotaru. Și eram un grup cam de vârste apropiate, care trăiam, jucam odată toți, trăiam odată toți, mâncam odată toți. Veneau la mine, era 15 septembrie, ziua fiicemii, și ea avea un an și ei veneam și beam acolo și nu aveam scaune, stăteam în locuri mici, stăteam pe jos și beam vodcă și mâncam cartofi copți. Și era o viața noastră, a noastră și a fericită și eram uniți și eram fericiți. Erați o generație. O generație. Era generația dumneavoastră. Da, da. Puțin. După ce cunoscuseți și o generație veche, anterioară. Da, 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 am terminat pe generația anterioară. După Margareta Bașu. V-a marcat foarte mult generația respectivă. Da, nu. Care v-a primit în teatru. Mai trebuia să spun povestea, pentru că trebuie să oamenii măcar să audă de numele astea. După Ani Braieschi, Nicolae Veniaș, care era un om deosebit modest și care un actor extraordinar și care știa să tacă. Tăcerile lui erau fabuloase. Absolut fabuloase. Poate exista așa ceva? Da, da. Există. Adică să taci, să asculți și chipul tău să reflecte ce se întâmplă. Fabuloase erau tăcerile lui. Și încă un regizor, mulți actori, dar unul neapărat trebuie să spun, Ștefan Dăncinescu, cu care am jucat. Cu toți am jucat. Cu toți ăștia mari am jucat și eram luat în brațe. Se numește Ștefan Dăncinescu. Eram într-o piesă foarte simpatică, când una albastră. Dar nu la repetiție, a venit la Iași. Și am jucat cu el în această piesă,
comedie americană, regizată de marele Valeriu Rumășescu, și era o piesă superbă și Dăncinescu era tata. Minunat. Și Dăncinescu, pe atunci nu știu ce lege era, că odată pe an se dă un fel de premiu, nu știu, câteva sute de lei, nu știu, câțiva lei, în plus unui actor cel mai bun. Și cam mi-ar fi venit lui rândul. Și nu știu puține ce director, nu i-a dat lui premiu. Și el deja era artist emerit. Și s-a supărat și a plecat de la teatru și a dat demisia. Și mă duceam la el acasă și plângeam și spuneam, domnul Dăncinescu, mergeți la București. Sunteți mai bun decât Brăila. Orice teatru vă ia în brațe. Mergeți la București. Și n-a vrut să plece. Și a rămas acolo. Și acolo a rămas un actor mare, care putea să joace încă mult. Și acolo s-a stins. Acolo, aici. Dar merita să plece la București. Iar eu n-am plecat la București pentru că eram legată. Adică aproape că nu aveam motiv. Era atmosfera așa de plăcută. Adică eu aparțineam, eram, mă simțeam foarte bine cu totul. Cu totul, cu familie, cu teatru, cu totul. Totul era... Sunt lucruri mari, nu perfect. Adică, publicul cum era? Aveam un public, mai ales din Facultatea de Litere, care veneau... Erau vremuri când se făceau vara afișe cu viitorul repertoriu. Și toamna se ținea repertoriu. Și veneau toamna studenții mei, ai mei spun că deja îi cunoșteam foarte bine. După premieră veneau la mine. Veneau și spuneau, am văzut pe repertoriu și v-am distribuit tu în piesa asta și am văzut că jucați în asta. Adică la modul ăsta eram... publicul meu cel mai mare era, cel mai drag erau studenții, care studenții veneau la cabină și îi cunoșteam deja și vorbeam și mulți mi-au scris scrisori după aia, după ce au plecat. Și restul publicului, cum spun, nu a existat sală goală. V-ați făcut profesia cu multă rigoare, cu multă pasiune, plecând de la un talent pe care, l-ați avut. La rigoare. Și l-aveți. La rigoare țin, pentru că sunt un om riguros. Chiar dacă sunteți un artist? Da. E necesară această rigoare, disciplină? E necesară disciplina și e necesară rigoarea și e necesar să nu-ți pierzi mințile, e necesar să știi ce faci. E necesară rigoarea. E greu să înveți atâtea texte, adică, atâtea roluri, să intri în atâtea roluri. Nu mi s-a părut greu. Nu mi s-a părut greu pentru că erau rolurile foarte frumoase. Pentru că fiecare rol îl iubeam pe fiecare. Și ei rămâneau în urmă și le jucau din urmă pe și pe celelalte. Dar iubirile revin, adică nu era nimic greu. Să înveți un text... Da, textul, scris într-o anumită epocă. Textul, eu nu le învăț. Eu am un mijloc de a învăța prin fotografiere. Eu citesc textul mult, mi se imprimă textul în memorie și când ies să mi-aduc aminte, mi-aduc aminte și pagina și locul unde e replica aia mai grea, în dreapta sus. Asta e rigoare. Doar atât? Nu doar atât, dar... Și un dar de la Dumnezeu? Eu am spus că am Dumnezeul meu. Am Dumnezeul meu, al meu numai, care are grijă de mine, care a avut un noroc și mi l-a dăruit mie, dar am avut parte de cei mai mari regizori. Adică, nu știu, au curs unul după altul. Au curs chiar și după vârstă. Mai înainteam în vârstă, venea alt rol cu alt regizor, cu alt rol mai matur. Interesant că în biografia dumneavoastră se adeverește ceea ce spune. Păi asta spun. Asta spun, că norocul meu este Dumnezeul meu. Dumnezeul meu este norocul meu. Nu știu, una Clint Teodorescu, Cătălina Buzoianu, Anca Ovanez, Dan Nasta, Cristian Hagicura. Dan Nasta. Dan Nasta, care tot la studență am fost. Repetam Don Carlos.
Și mi-a dat Eboli. Rol greu. Și într-o zi a zis, vreau să pun ciocârlia cu tine. Ciocârlia, Sfânta Ioana, încă o iubire, nu se poate. Dar, pentru că atunci dimineața repeta Don Carlos, după amiază repetam ciocârlia. Și atunci a fost foarte greu. Și a ieșit foarte bine ciocârlia. Dacă actualul director al Bibliotecii Universitare, domnul Călinescu, el de obicei nu scrie cronici, el a scris o cronică și a scris că este, în final, țin minte, că este un rol pe care o actriță n-a știut să-l piardă, cam așa, nu știu, cam așa, a fost bine. Nu spun eu, spun alții. S-a scris. Sunteți predestinată iubirii, iubirii de oameni, iubirii de familie, iubirii de profesie? Familie. Iubirii de familie, sigur că da, și iubirii de profesie, normal. Fără iubire nu poți face nimic de fapt. Păi da, fără iubire, dacă... Nu am spus rău, osoală. Rău curge. Poate și din acest motiv ați revenit pe scenă după 12 ani? Da, a fost un noroc. Tot noroc. Tot norocul meu. Eu devenise profesoară la institut și cu baza și aveam, cum se cheamă, la teatru eram cumul. Și la un moment dat cumul s-a tăiat din cauză de bani și domnul Holban a spus, asta e situația, și m-am văzut de facultate. Și ce-a fost? V-ați retras în eu-ul propriu? Nu. Din acest motiv? Aveam grijă, adică, la început nu prea... mi-era frică de studenți, adică eu nu prea aveam încredere și eram și în primul an și... S-a dovedit până... Am făcut mai trei promoții. Trei promoții când se făceau 4 ani. Că după ce a venit pensia mea și s-au făcut 3 ani la facultate, la toate facultățile 3 ani. Și eu am plecat și am spus că nu pot să scot un actor în 3 ani. Că noi în anul 4 toți spuneam, vai, ar mai trebui încă un an. Că actoria nu se învață una, două. Actoria e un lucru foarte greu. Foarte greu. Am jucat cu a treia generație, cu studenta mea absolventă, Petronela Grigorescu, în regie Irinei Popescu, efectul razorul gamma asupra anemonelor. Și ea a jucat rolul principal. Și-a luat și premiul Uniter pentru debut. E o actriță foarte bună. Afară de... am spus de actorii care joacă acum, Usman Dache și Marius Manole, dar mai este Florentina Țilea la Național. Mai este un băiat, Cristi Popa, care joacă o piesă cu Vali Seciu. Sunt 3 actori care joacă aici, Petronela Grigorescu, Antonella Corni și Năstrușnicu. Adică sunt vreo 7, 8, 9 actori care joacă teatru. Și din păcate sunt mulți care nu au avut unde să se ducă. Nu au fost angajări. Și asta este marea tragedie. Marea tragedie a zilelor noastre, asta este. Au reușit cei care au avut și ei norocul lor și s-au dus. Doi s-au dus la Constanța și unul a avut noroc de afrim. Și s-a dus la Bulanda și a jucat în turneu și fiind înalt și frumos, doamna Dorina Lazar a pus mâna pe noi și l-a angajat și acum joacă și este primul actor de la Odeon și nu mai are timp să joace ce are de jucat. Dar un vârf de lance este Marius Manole. Este un vârf de lance. Marius Manole e ceva ciudat cu el. Marius Manole a jucat la noi în Comedia de Arte Arlecchino. Și el avea de la mama lui o stare de mișcare foarte bună, adică știa, putea să se miște, era foarte maleabil. Și spre sfârșit i-am spus, măi, tu nu o să joci toată viața asta, tu o să mai joci și alte roluri, dar tu trebuie să-ți păstrezi forma asta care ți-a dat-o mama Dumnezeu. Și când a plecat din, a terminat facultatea și a stat el un an la Brăila, s-a dus la concurs la PUC. A fost un concurs pentru PUC în Teatrul Național din București. Și normal, cu forma lui fizică, a luat concursul. Dar s-a dus imediat și a făcut școala de balet. Pentru că țin minte că i-am spus că trupul
Mișcarea trupului este importantă. Dovadă că după asta a avut o piesă în care era un câine, juca lui Revenciuc, și a avut cronici aproape, mai bun, aproape la fel de bune ca Revenciuc. El fiind câinele și jucând un câine și mișcându-se ca un câine. Nu-i fi niciodată om. Câine, câine. Și mai telefonează. După 12 ani ați revenit pe scena Naționalului Ieșean cu un spectacol, Sara Bernard. Un spectacol cu o poveste frumoasă. Da, povestea este frumoasă și se numește George Banu. George Banu, care a fost numit acum 5 ani doctor honoris causa în Iași, la Facultatea din Iași, la Institutul din Iași. Și eu, fiind pensionară, nu m-am mai dus pe la teatru și n-am văzut afiș și nu știam. Mă duceam, nu cunoșteam, dar mă duceam din respect. Și mă întâlnesc cu Vardul Ghiu și îmi spune: dragă, l-am auzit pe Vardul Ghiu vorbind frumos la radio despre tine. Pe George Banu. Da. Și mă duc la radio, la Cultural, și repede mi-a arătat fata și îmi pune cascheta, discheta, și îmi spune acolo și aud interviu, mare interviu, din două fraze. Mulțumește Institutului pentru, după care spune așa, romantic: Iașu, ce înseamnă Iașu pentru mine? Înseamnă pescărușul Cătălin Buzoianu și nu o pot uita pe nemaipomenita Cg. Cornelia Gheorghiu, se explicită. Cg. Jucând rolul mașa. Eu am înnebunit și am dat telefon Cătălinei. Cătălina, uite ce a spus Banu. Și Cătălina, cum e așa, ce da, dragă, știam. Cum știai și nu mi-ai spus? Toamna, la Festivalul Teatrului, m-am dus, că știam că totdeauna ai invitat, m-am dus la București și știam când am găsit doar o conferință, m-am dus mai devreme și mă uitam așa pe fiecare om care intra în sală și îl văd. Și mă duc și spun: bună ziua, bună ziua. Domnul George Banu, da. Eu sunt Cornelia Gheorghiu. Cuchi! M-a dat în brațe, mi-a dat, s-a făcut schimb de adresă și s-a terminat cu o prietenă de 5 ani. Este o prietenă superbă. Mi-a spus acum că el scrie o cărticică despre pescărușii vieții lui. Și mi-a trimis cartea. Asta e cartea. Da, interesant. Vreau să spun că această carte, Toți pescărușii lui, nu mai vorbește de nicio mașă. Sunt singura mașă de care vorbește. Mi-a făcut semn aici. Singura mașă. Ce să spun? A sustins fără a putut să strălucească. Frumusețea îndolgheată a mașei face ca destinatarul tău să fie și mai disperat. Ea încetează de mai fi personaj secundar, cum se afirmă adesea, eroare contrarie scriitorii Cehov. Pentru a se lungi pe șezlongul, pentru a rătăci fără vlagă, ea sta asemenea unui înger de căzut, înger care așteaptă moartea care va să vină. Ei, mai scris aici. Da. Cornelia Gheorghiu, numele său mă însoțește. Își conturează această femeie negru ca un personaj rătăcitor în căutarea dragostei, confruntat cu deșertul asiei existențe lipsite de dragoste. Se numește Melancolia femeii negru. Și acest om s-a iscat o prietenie cu totul deosebită, adică legată de teatru și legată de artă. George Banu este președintele Asociației Criticilor de Teatru din Europa și faptul că el v-a văzut în rolul Mașa din Pescăruș în 1970. Da, s-a întâlnit la Nisa, nu știu unde, cu George Doroșenco, soțul lui Anca Vanes, care îi spune: dragă, eu am tradus o piesă de un canadian care se cheamă Sara Bernard. Și ar fi bine să fie jucată la București. Cine să joace, ce să joace? Cu chi să joace? Ei doi nu puteau da telefonul lui Hagi Culea. Și atunci domnul Barna a dat telefon. Și domnul Hagi Culea a fost de acord și mai târziu a venit Anca Vanes și a ieșit Sara Bernard. Și a venit la premieră, la premieră a venit domnul Banu și am reluat, adică 12 ani nu s-a cunoscut, 12 ani de pauză nu s-au cunoscut, asta a fost surpriza tuturor și a colegilor și a publicului. A însemnat pentru noastră o relansare? Nu, nu s-a cunoscut absența de teatru, adică memoria a funcționat talentul, adică n-am pierdut nimic 12 ani. Am stat acasă. Deci puteți continua. Da.
Dar un mare actor, Jmoptunovski, nu știu cât mai avem de vorbit, un mare actor, Jmoptunovski, a cărei carte am cumpărat-o, scrie la un moment dat ce este un actor. Un actor, la început, este ca un brad pe care îl cuperi, verde, și îi pui globuri și îl aranjezi și îl faci frumos. Și îl ții în casă că ți-e drag. Dar încet, încet, acele se usucă, globurile cad. Și atunci, bradul trebuie să dispară. Și atunci, nu, dispărăm și noi. E timpul să dispar și eu. Vă spun câți ani am. Nu mi-e rușine. La toamnă fac 75 de ani. Asta e.